Doamnelor și domnilor, am revenit la agricultura, Eu, la raport, așa cum lucru. vă anunțam până în pauza de publicitate. Aș vrea să discutăm și despre 3, 2, 1. domnul Săpunaru. Știu că sunteți inițiatorul acestei. Da, și s-a votat legi. în unanimitate. Și s-a votat și ce s-a deci, întâmplat în Comisia după, de ce Agricultură? S-a votat? votat în unanimitate, în Parlament s-a votat în, în unanimitate acest proiect de lege. Deci. Plata la șapte zile pentru postul proaspăt funcționează, pentru că legea nu înseamnă numai 51% aprovizionare pe lanțul scurt de aprovizionare. Legea are multe alte chestiuni. Într-adevăr, la început, Uniunea Europeană a atacat doar două articole, după aia s-au răzgândit și au atacat mai multe. Dar, termenul de plată la șapte zile și la 30 de zile nu l-au atacat. Și asta înseamnă deja foarte mult, pentru că trebuie să vă explic următorul lucru. și nu lucrează cu hipermarket -urile. Și eu când eram membru și vicepreședinte la Comisia Buget Finanțe și îmi spunea cineva că trebuie să legiferez relația producătorului cu hipermarketul, spuneam, fugi pe de aici, piața reglează. După ce am văzut ce pățesc și că n-au curaj să spună. Deci eu, eu vă spun următorul lucru. Nu există producători în România de produse alimentare care dacă mâine un hipermarket sau toate lanțurile de hipermarket, hotărăsc să-l scoată din magazin să poată să facă ceva, intră în faliment în două luni de zile. Deci nu există producător, indiferent cât este semnificativ, intră în faliment în două luni de zile. Imediat banca îi blochează linia de credit. Deci nu există uh, uh, nimeni ca să poată să reziste la, la o asemenea chestiune și nici nu este apărat. Și atunci e normal că e tard din gură ne vin nouă în birou și ne spun ce pățesc și cam atât. Deci problema, problema se pune în felul următor, că nu poți să produci și să faci magazine pe banii producătorilor din România. Adică ei nu sunt împrumută de la bancă ca să facă o dezvoltare de magazin. Dacă ei și scutul un hipermarket, el nu are bani în fondul de marfă câte datorii are de plată la furnizori. Și atunci, normal că i-a deranjat termenul de plată la 30 de zile. Dar ăsta n-a fost atacat de un european. Deci barem aici avem un câștig. Pe de altă parte. Și asta vă spun ca economist. Deci la momentul respectiv când am introdus legea am introdus alte taxe și facturări. Și au introdus imediat, au găsit avocaților de aia e bine să ai avocați și juriști pricepuți pe aia și plătesc. Au găsit imediat gaura din lege pe care am scăpat-o noi. Adică au spus domnule, înlocuim toate taxele și facturile pe care le luau, că îi luau. Taxă pentru limba amintirii de la mamă, taxă de radio, taxă de deschidere magazin și așa mai departe, o înlocuim cu taxa cu facturi de risturnă. Adică o reduce voluntarea producătorului. Dacă eu, organ fiscal, mă duc și văd că până acum, la un kilogram de salam, primea 55% din preț, adică el vindea salamul cu 10 lei și primea 5 ,50 lei 50 înapoi. Da? Prin aceste facturi de ristună îi iau tot 5 ,50 lei 50 ce vrei mai multă demonstrații decât asta, că de fapt ai înlocuit, uh, a înlocuit doar pălăria la Mării, Mârie e aceeași. Da? Ei, în toată, în toată chestiunea asta, au inventat această taxă de risturnă, Ministerul de Finanțe n-a făcut niciun fel de control și acum suntem în aceeași situație. Deci ei au aceeași bani ca și înainte. Nu vrea nimeni să asculte când le spun, domnule, există un exemplu. Magazinul Lidl funcționează neto-neto. Adică, mă duc cu salamul cu 5,50 lei, el îl vinde cu 12 Plătești Plătește impozit pe profit la diferența aia. Deci oare datele statistice ne arată că mari comercianți plătesc mai puțin impozit pe profit, deși au 60% din piața alimentară, plătesc mai puțin impozit pe profit decât comercianții români. cum? vă spun eu, își expatriază profitul. Nici aici nu controlează nimeni. Deci, Partea cealaltă, cu 51% aprovizionare pe lanțul scurt alimentar. Uitați că a trecut aproape un an de zile și noi am fi putut, din septembrie anul trecut, să dăm drumul la legi în funcțiune, și acum aveam o lege bună, rea, o hotărâre de guvern vis-a-vis -vis de acel lanț scurt alimentar. Păi, cine mă pune pe mine, ministrul agriculturii, dacă dau hotărârea de guvern să-i spun în anul ăsta. Tu trebuie să faci 51-a la roșii și la legume, fructe, nu știu ce, pe de alimentare. Nu. Îi spunem, anul ăsta, pentru că sunteți la început, nu aveți obligativitatea de 51%. Aveți obligativitatea de 25%, că voi, asociațiile din sectorul legumicol, nu ați fost în stare să-mi prezentați că sunteți capabili să asigurați acest, acest flux. Da? Și atunci se linișteau lucrurile. Aveai legea a cooperației în care oferei magazinului posibilitatea, cum a început Carrefour acum să facă acea, acea, cooperativă și ar fi fost interesat, poate făceam și export, poate dezvoltam serie, poate dezvoltam altceva în momentul în care, în care, vedea că este ajutat în direcția asta. E foarte bună măsura cu finanțarea la roșii. Cu o singură condiție. Una, să ne aprobe Comisia Europeană, încă nu știu dacă a aprobat-o, doi, nu-i dai banii decât dacă a livrat într-un sistem comercial existent roșia respectivă. Eu nu te finanțez la hectarul de roșii ca tu să o vinzi în piață. Nu mă interesează lucrul ăsta. Pe mine mă interesează, îți dau banii ăștia ca să te învăț să începi să faci comerț civilizat. Roșia aia trebuie să ajungă pe un lanț comercial. Că este el străin, că este român, nu contează, dar trebuie să ajungă undeva, să fie comercializată, să-mi aduci chitanță și factură, că te-ai dus cu ea undeva. Deci n-am niciun interes să-i dau banii, să spun, am cultivat roșii în seră și uh, unde le-am vândut? Nu știu, le-am vândut la piață. Hai mă, nu, Hai găsește o soluție, dacă tot îți dau banii ăștia, du-te du spre comercializare. Sau am făcut-o și am văzut-o la uh, un combinat uh, ca să fac uh, uh, bulion. Nu știu, dar fac ceva cu ea. Deci, aici sunt uh, uh, chestiunile legate de lege. Deci, legea este în stază. Se aplică la anumite lucruri. Partea cea mai importantă și cea mai frumoasă, vis-a-vis -vis de 51% a de pe lanțul scurt și toată lumea a gândit-o. Și Comisia Europeană a luat-o ad literam ca în presa din România și a spus că vreți, voi vreți 51% produsii românești. N-am scris nicăieri 51% produsii românești. Și Lanțul acum E la, a, Să vreau o modificare, e blocată. E, e blocată la momentul ăsta. E, e blocată. Deci Ministerul n are cu să dea drumul la hotărârea de guvern de fricari în friciment. Poate trebuie să votăm o lege în România, să spunem în felul următor, ca în Ungaria. Orice procedură de infringement o aplică, o plătește statul, nu funcționarul care a emis-o. De-aia am și votat-o noi în Parlament. Pentru că ne-am gândit că e posibil să intrăm în procedură de infringement și în momentul ăla nu mai era de vină nimeni. Dumneavoastră să știți că funcționarii din Ministerul Agriculturii se gândesc cu frică că au semnat uh, hâtia și au susținut treaba asta cu uh, lanțul scurt de și că dacă intrăm în infringement, dacă vine DNA-ul și ne, 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 bară la pușcărie că am votat chestia aia și a pierdut statul român nu știu câte milioane de euro. Dom'le, dar cât au câștigat fermieri? Dacă cât au câștigat producătorii români? Asta nu cuantifică nimeni. În parcursul istoriei Comisiei Europene, Uniunii Europene, Franța, și avem Marto aici lângă noi, și Germania, în nenumărate cazuri au votat legi naționale cu care au intrat în infringement, au plătit amenda, dar au rămas cu legea. Pentru noi ar fi un lux să facem același lucru? Nu cred că este lux. Deci, problema este în felul următor. Trebuie să ne știm interesul. Așa cum uh, uh, Victor Orban a fost în stare să închidă hipermarketurile duminica și le-a deschis după o negociere în care au acceptat să ia produse ungărești, să le pună în rafturi, în proporții de nu știu cât la sută, care nu e scrisă nicăieri, poate trebuia să facem și noi. Dar să știți că a venit un, un, un mare agent economic din România să-mi spune, am vrut și eu să duc un camion de carne fresh în Ungaria. Și, și m-a ținut 12 zile acolo, că mi-a luat uh, probe din uh, carnea fresh. M-a ținut cu camionul în frontieră 12 zile, pe vremea crizei. Păi, domnule, spuneți-mi, uh, că aveți, sunteți agent economic, aduceți legea aia care dă voilul ăsta să vă țină 12 zile și, pe cuvântul meu, dacă nu o bagă, o facem la fel. Nu, domnul să pun. Nu, domnule, trebuie vorbit. Și când vine carne din Ungaria, trebuie făcut la fel. Dacă ei ne fac așa, nu trebuie să facem noi la fel, că avem legi. Da, vă mai dau, un lucru. Dar asta știți că intră toate ouăle, majoritatea ouălor din Polonia care intră în România, intră pe în două zone din România. Cred că una e la Cluj, una e la Brașov. Medicii veterinari știu pe unde Acolo ele vin nemarcate, și o, o machează ei. Deci el vine, face 10 zile, 15 zile până acolo. În mod normal, tu ar trebui să-i dai termen de la când a plecat factura, când îi, are el declarația că s-a oagă ina. Și când a venit la 15 zile, îi mai dai încă 15 zile și ăla e termenul. Să vinde în preac de expirare. Nu. Îi pune 30 de zile și mă sună domnul profesor Van odată, și spune, am cumpărat, din un magazin, nu-i mai spun numele, am cumpărat ou wow, stricate, miros. Ia-le, împachetează și trimite-le la domnul Cioloș și la NSVS. Nu, nu, nu. o problemă internă, adică să trebuit numai să aplicăm legile în România cum ar trebui să fie și nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Da. O trebuie marcat de unde a plecat și să respectăm termenele. Nu, dar asta fac, schimbă termenul.

D'arruiter là la Sambreoisière la Bocureche là une autre partie normal que vos filles lanceons ce qu'on va faire marée de producteurs romains. ça effirez que des français existent au sein de l'Église comme ça 3 2 1 care să favorizeze de, nu, până nu, la urmă nu, producătorul nu francez? În Franța există altceva. Există o opinie publică extinsă. de... Uh, Sau cumpărătorul bine, francez până la urmă acționează din conștiință pic mai, și știe un că pic mai trebuie să meargă decât acolo decât, la raftul unde uh, sunt expuse produsele Au ajuns la un anumit nivel în care să înțeleagă că dacă cumpăr un produs făcut în Franța, plătesc salarii în Franța și plătesc fermierul francez. Dacă cumpăr un produs din afară, plătesc salarii în afară. Vă dau un exemplu. Am văzut Leuvenez Agricultor, nu? Vin și lipesc sticare pe produs Danone. Am văzut sticări lipit pe iaurt Danone. Făcut în România și spunea lapte de proveniență necunoscută poate conștientizăm un pic mai bine în Franța, dar frances de Rune are și de unde, adică are putere financiară mai mare decât cel din România. Uh. Uh, și cred că e mai mult vorba de imagine aici. Adică facem, uh, deci am citit, mare, am citit codul uh, de bune practici. Deci am citit codul de bune practici din Franța, care într-adevăr nu-i lege, dar după ce s-au revoltat fermierii și au vărsat cu lapte în față la uh, hipermarketul. Pentru că acolo, știți care e avantajul lor? Producătorul de lapte, deci proprietarul de vaci, este de multe ori și proprietar pe fabrica de procesare. Și atunci omul este conștient că problema mea nu e cu fabrica de procesare, că nu plătește suficient pe lapte. Problema mea e cu hipermarketul, că eu vând laptele de cu 2,4 și în magazin e 4,5. pot să profiți chiar așa. Mai ales pe condiții de criză. Și atunci, în condiții de criză, Germania a scăzut prețul la rap, la, rap, la, lapte. Dar în România n-a scăzut. Și, dar laptele la fermă s-a dus la 0,7. Și atunci, și atunci problema, problema aici e în felul următor. Codul de bune practici al lor, parcă seamănă cu legea noastră. Pe cuvânt de noi vă spun. Deci am citit codul și nu venea să cred. Vorbea că este interzis să practici facturi de restună spunea că n-ai voie să iei taxe decât dacă îți solicită producătorul. Efectiv, un cod Dar de nu bune... v-ați inspirat de acolo. Domnule, i-am propus celui unui reprezentant francez, domne, dar n-ați fi de acord să luăm codul de bune practici din Franța, să-l aplicăm? Nu, dar la noi lege în Franța, faci, că o practicăm la bună înțelegere.

producător cu, cu tare. O fi acolo. Dar la tura, tot avem lapte la, la 2,50, care este ce mai ieftin, care vine din Polonia. Deci adică tot, tot, acolo este. Și în general, consumator francez va lua și cel lapte cel mai ieftin. Da, are și posibilitatea, dacă are putere și... financiară, cumpăra cel scump. Am tras o concluzie acum, gândindu-mă ce spunea domnul Nini Săpunaru, că în Franța un cod e mai tare decât o lege la noi. Da, pentru că legea asta 321 2 aproape că s-a născut moartă și ea nu reușește să funcționeze nici acum. Deci îmi spunea domnul Alain, constat că francezii sunt mult mai patrioți, am văzut lucrul acesta și în alte țări în care cei mai se gândesc, așa cum se spunea aici că consumând produse românești înseamnă că plătim oamenii din România. Deci acolo nivelul de cultură, de educație societatea civilă are un rol care vine și se zbate și am văzut în multe țări în a consuma produse românești. Și nu ține nici de puterea de cumpărare cât e de mare. În momentul în care vrei să-ți ajungi, și de cele mai multe ori trebuie să spunem că produsele românești sunt mult mai bune decât produsele cele din indiferent în țările enumerate până acum. Îmi pare rău să spun, dar asta este adevărul. Privind vânz, uh, 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 stimularea, cultivatură de roșii în solarii, eu zic că a venit totuși prea târziu și va fi greu să roșii și eu cred că trebuie să nu mai vorbim că roșiile am zis roșiile acum, poate orice legume sau orice produs se vinde fără, se vinde fără factură, fără chitanță. Totul trebuie fiscalizat. Pentru da. asta trebuie să învățăm, pentru că de aici trebuie să ne gândim că noi trebuie să dăm o parte din taxe și impozite către stat, pentru că statul, practic, suntem noi, suntem noi cei care nu, no, suntem nu, no, n-am nicio chestiune să vândă no, el. Dacă ne dau subvenții, dacă ne da. dau subvenții, aș vrea să văd exact, că sunt... Nu de ce le dau? Nu, de ce le dau? Le dau ca să exact. ajungă în comerț. Să ajungă în comerț și acolo să și Să-l învăț pentru o perioadă de un an, doi, trei, să înceapă să fie pregătit, să-și ia și el o mașină de ambalat, să le spele, să le dea într-o anumită dimensiune. Orice Vreau da, să să le facă, da, să aibă acolo. Adică ne gândim la lucrurile acestea și nu trebuie. Deci, practic, trebuie că este și o grijă a guvernului, o grijă a tot ce se dă. Adică toți banii care se dau, ei trebuie să se întoarcă într o fel sau altul în economia țării, indiferent ceea ce vrem noi să, la ceea ce ne, ce ne gândim. Și atunci cred că toți vor învăța, pentru că eu sunt ca unul ca uneori mi se pare așa ca o să se vorbească despre că nu fără factură, pentru că asta este obișnuit de când lucrăm pe societate de 27 de ani, pe factură și chitanță, pe factură și chitanță. Mm. Pentru noi scoaterea TVA-ului, taxa inversă la TVA, la grâu și la produsele agricole, nu mă avantaja și cu nimic. Adică așa făceam și înainte, totul era pe factură, ceea ce însemna că tot era fiscalizat, tot se trebuia uh, urmărit. Va trebui, deci, la 321 că e discutată, cred că sunt la 5-6 emisiune, de când se discută de acest 321, odată și odată, trebuie să... Ori pornește, ori cum ziceați, să să-ți face pasul înapoi cu ea. Dar eu cred că, până la urmă, cred că trebuie să se dea dovadă de curaj. Trebuie să avut curaj, domne ce o fi o fi, haide să-i dăm drumul la lege și dacă va fi ceva să plătim. Dar a punctat dânsul aici și eu sunt de acord cu dânsul, nu funcționarul respectiv care a, 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 făcut un proiect de hotărâre privind normele de aplicare a legii 321 să fie responsabil și să plătească. Nu, ci trebuie statul să-și asume acest, da, da, e guvern. Trebuie să-și asume ce și el și Deci, în Ungaria s-a votat o lege în care a spus că nu e nimeni responsabil de eventuale daune în, în, în in, in, in de infringement. Le-a achitat statul. Da, corect. Pentru că era credință. Deci, constați de la început. Nu, 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 e, e decizie politică, domnule. Când intri în procedură de infringement, este o decizie politică. Care decizia politică trebuie să aibă următorul calcul. Dacă iau măsura asta, ce risc ce bani trebuie să plătesc, ce înseamnă câștigul pentru economia națională Exact, să facem comparație Să-și asume cineva până la urmă Sau Polonia, Polonia spune în felul următor Cât e penalitatea dacă nu respect procedurile voastre pentru PNDR-ul național? 10% Luați-ne 10%, noi avem procedurile noastre Exact, din start poate să spună acest. Dar cineva trebuie să se asume Și le fac mult mai ușoare, mult mai lezdicioase, În sensul în care, domnule, nu se poate deci eu vă dau un exemplu. Chem directorul de la uh, uh, AME, asta pentru PND, care uh, avizează proiectele europene și autoritatea de management. Mm. Și spune, dați-mi și mie un exemplu de procedură, uh, îmi scapă termenul. Uh, uh, au făcut, uh, de exemplu, le-ați luat banii înapoi. Păi ce ați făcut? Păi, domnule, I-am dat bani pentru tractoare agricole, și el a făcut contracte și livra, uh, 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 cum se cheamă, lucra la autostăzi, lucra pietriș. Și mai dați un exemplu. Păi i-am dat bani ca să facă case, utilaje să pun așa, să facă case în mediul rural și el a făcut case la oraș. Da, i-am spus, a respectat procedura cât să aibă 5 angajați în funcție de suma care o dai, a avut profit, cred Loblin, să aibă și profit 5 ani, instant, vine da. criza peste el. Nu mai construiește nimeni la țară. Lasă-l domnesc, ducă la ora să construiască. Doar are muncitorii de acolo, din comună. Păi dacă el stă cu tractorul și nu are de lucru că nu e perioadă de lucru Hai. la tractor, Nu are condiții ar, voie ar, să de, care condițiile condiții artificiale. Da. Da, condiții da, artificiale. Da. Deci au da. nenorocit lumea în țară. Da. Am pierdut un miliard de euro pe aceste condiții da, da. artificiale care ne le-am făcut sigur și acum... S-au și de la Comisia Europeană că ce când ce când ne gândim să facem o chestiune, să introducem întoarcem în condițiile artificiale în toată Europa. I-am învățat noi. Te am deschis da. mintea și altora. Da. Domnilor, suntem pe final de emisiune. V-aș ruga să trageți câte o scurtă concluzie. domnul Arno. oarnă. Um, un <laughs> da, cred că trebuie să învățăm ceva de aici. Deci, până la urmă, asocierea și ajungem la cooperație în care să putem să devenim mai puternici. Trebuie să avem o influență și uh, aceste asocieri, că sunt ele profesionale pe orice rang, trebuie să aibă un cuvânt de spus în privind uh, elaborarea legilor pentru agricultură. Pentru că, așa cum spunea domnul Sfântul, de sus spunea, în practică, atât nu poți fi special și nu le știi pe toate, nu ai -ai cum să le știi și atunci va trebui să discuți cât mai mult. Adică și discuțiile acelea nu. S-a pus legea cum e acum legea zootehniei în dezbatere. Eu zic, hai să ne întâlnim, că sunt pe județe, pe 5-6 județe, pe regiuni, pe regiuni, regiunile care le avem, alea trei sunt cum acum, e la, 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 la Călăraș, pe toate județe, în care să discutăm în mod serios aceste, pentru că sunt legi care ne privesc pe noi. Sunt legi care ele pot să ne aducă nouă prejudicii sau pot să ne aducă avantaj. De de pune. Că pentru că ați vorbit de legea zootehniei, chiar am fost prezent că uh, Mă duc la toate dezbaterele la Comisia de Agricultură, pentru că sunt la Asociația cu Inteligența și mă ocup în continuare de treaba asta. Bun. Ce facem acolo? Deci acolo au stabilit în felul următor. În fiecare zi de luni, numai săptămâna viitoare, mați că luni este liber, la ora 12 sau 1, ceva de genul ăsta, vor chema tot ce înseamnă membru asociativ și vor discuta în prezența membru asociativ și a parlamentarilor de specialitate sau o așezat medicii veterinari pe partea aceea de la și vor discuta cu mediul asociativ articol cu articol. În sensul în care nu te duci în comisia mare cu. Pff. Dita mai, mai de lege, să de la zero. O discuți cu doar 5 parlamentari sau 6 câți vor vrea să vină, care sunt de strictă specialitate și o ei articol cu articol, aveți voie să vorbiți acolo, să vă expuneți ideile până când vă convingeți singuri că e cea mai bună soluție. Așa am lucrat la legea viei și vinului, așa s-au lucrat la foarte multe lege în comisii, pe comisii speciale. Când întrebau ei în Parlament bă, dar ce faceți voi în fiecare luni de la 11 până la 4? Eram în aceste subcomisii. Am înțeles. Domnul Arna.

Am înțeles. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost prezenți aici în studio AgroTV. Le mulțumesc și celor de acasă. Mm. Le dau o întâlnire mâine seară. Până atunci, seară bună numai bine. Rămâneți alături de AgroTV.